genul programului divertisment. Bună dimineața, începem o nouă săptămână, 18 septembrie și sper să avem o zi frumoasă pentru că a fost un weekend minunat, un weekend cu temperaturi de vară și rog și pe Claudiu să-mi dea muzica mai tare ca să mă trezesc. Așa, mai tare, lasă-mă un minut cu muzica, micuț. Nu mă auzi? Nu mă auzi. Bună dimineața, Denisa. Bună dimineața. Cum a fost weekendul tău? Destul de încărcat, am avut evenimente în afara județului și încerc să revin. Ești somnoroasă? Puțin. Adevărul e că a fost un weekend frumos, chiar un weekend de vară, undeva la 32-33 de grade chiar pe alocuri și să sperăm că vom mai avea parte de aceste temperaturi. Deși meteorologii ne spun că de mâine vremea se va schimba, vom avea mai multe ploi. Am văzut deja ce s-a întâmplat din păcate în partea de vest a țării, unde am avut acea furtună la Timișoara, în care au fost mai mulți morți, mai multe persoane rănite. Să sperăm că nu vor mai fi astfel de furtuni, de vijelii în țară, ci vom avea parte de ploi normale de toamnă. Dar haideți să aflăm totuși cum va fi vremea astăzi în județul Argeș și o ascultăm pe Denisa. Astăzi vom avea parte de o vreme frumoasă cu mult soare. În Argeș maximele vor ajunge până la 30 de grade. În Pitești se înregistrează 30 de grade, iar cerul este predominant însorit. În Mioveni vom avea 29 de grade, ca și în Topoloveni. În Costești, temperatura va ajunge până la 30 de grade cu cer senin. În Curtea de Argeș vom avea 28 de grade cu nori și soare, iar în Câmpul Lung 27 de grade Celsius. Aceasta a fost vremea, vă doresc o zi însorită! Mulțumim, Denisa! Se pare că vremea rămâne frumoasă cu noi și astăzi rămâne blândă cu noi încă o zi de vară, deși suntem în a doua parte a lunii septembrie. Dar cred că este ultima. Te-ai uitat așa peste prognoza de mâine, de poimâine, ai tras cu ochiul, mai vești proaste, presupun. Vești destul de proaste. Oricum și azi noaptea a plouat puțin. Da, dar dimineața nu s-a simțit, a fost chiar răcoare plăcut, adică de un hanorac, nu cum au fost unele dimineți din săptămâna trecută în care a trebuit să luăm o gecuță. Dar cred că a fost ultima dimineață mai plăcută, ultima zi mai frumoasă, pentru că de mâine cred că și intră și toamna în drepturi, se întoarce și toamna din concediu. Încercăm să ne bucurăm de ziua de astăzi, cât mai mult. Cât mai avem, da, să mergem după amiază așa, să ieșim la o plimbare prin parc, să ne mai bucurăm de razele soarelui, cât mai sunt raze care aduc și temperaturi frumoase, bineînțeles. Astăzi este 18 septembrie și au fost câteva evenimente mai importante în trecut. Vreau să amintesc doar câteva. În 1911, regizorul Grigore Brezeanu a realizat primul film artistic românesc, Amor Fatal, dramă sentimentală aranjată pentru cinematograf. Aceasta corespundea aspectelor dominante ale producției mondiale din acea vreme. În 1914 s-a încheiat acordul secret ruso-român prin care Rusia, în schimbul neutralității prietenoase a României, recunoștea dreptul țării noastre asupra teritoriilor locuite de români aflate în Austro-Ungaria. Iar în 1947 a fost inaugurat Teatrul Municipal din București cu piesa Insula de Mihail Sebastian. Tot astăzi este Ziua Națională în Chile, este aniversarea proclamării independenței în acest stat și este Ziua Tartei de Orez. Ți-ți place Denisa tarta cu orez? Da, îmi place. Eu să fiu sincer, nu atât de mult ca, eu știu, milkshake-ul cu ciocolată. Eu până acum n-am mâncat tartă de orez, nu știu cum este, ce gust are. Probabil astăzi, dacă tot este ziua tartei, cred că o să încerc, o să mă duc undeva, să văd dacă îmi fac singur, dacă merg undeva la un restaurant să mănânc, ca să sărbătorim tarta, că dacă este ziua ei trebuie să o sărbătorim, adică trebuie să o mâncăm, nu-i așa? Da, trebuie.
Vremea este frumoasă, temperaturi de vară și astăzi. Sper că și zodiile sunt de partea noastră ca să menținem partea noastră pozitivă. Astăzi face așa cum rezumat, cum se prinde horoscopul. Astăzi vom avea anumite probleme sentimentale, dar care își vor rezolva, vor găsi o rezolvare rapidă. Asta e bine. Probleme, dar care se rezolvă rapid, e foarte bine atunci că le putem rezolva. Mai multă atenție. O să avem cu siguranță atenție, dar haideți să vedem exact horoscopul pentru fiecare zodie în parte, apoi revenim cu revista presă. Denisa, horoscop. Astăzi ați putea avea o anumită instabilitate în sentimente, dar care își va găsi o rezolvare plăcută. Farmecul personal joacă un rol important în această perioadă. Dacă nu este însoțit de discernământ, poate provoca dezastre, dar tot el poate să repare totul. Berbec. Se pare că aveți dificultăți materiale, dar aveți un randament excelent în activitățile intelectuale. Este o zi favorabilă studiului, proiectelor de viitor, comunicării și relațiilor cu prietenii. După amiază ar fi bine să vă ocupați de problemele tinerilor din familie. Puteți să vă bazați pe intuiție. Taur. Aveți multe probleme de rezolvat și ar fi bine să vă organizați cât mai riguros, ca să nu vă consumați energia inutil. Deși sunteți o fire practică și astăzi aveți un randament bun, vă sfătuim să nu refuzați ajutorul care vi se oferă. În partea a doua a zilei este posibil să primiți o sumă importantă de bani de la o rudă mai în vârstă. Gemeni. Sunteți încrezător în forțele proprii și plin de energie. Puteți avea mari satisfacții pe plan intelectual și social. Relațiile sentimentale ar putea să decurgă foarte bine. Vă sfătuim însă să acordați mai multă atenție celor vârstnici din familie. Rac. Vă simțiți plin de energie și în stare de mari eforturi fizice. Este indicat să nu vă supraestimați capacitatea de efort, pentru că riscați să aveți probleme de sănătate. În partea a doua zilei s-ar putea să fiți invitat la o petrecere. Evitați discuțiile în contradictoriu cu partenerul de viață. Leu. Puneți suflet în tot ce faceți și sunteți hotărâți să terminați tot ce ați început. Sunt favorizate câștigurile financiare și puteți să vă afirmați în societate. În relațiile cu partenerul de viață aveți parte de armonie și bună înțelegere. Vă sfătuim să fiți cumpătat. Fecioară. În prima parte a zilei vă simțiți în stare să mutați munții din loc. Nu vă supraestimați capacitatea de efort dacă vreți să nu aveți surprize neplăcute. După amiază s-ar putea să primiți musafiri sau să fiți invitați la rude. Chiar dacă sunteți entuziasmați, lăsați și pe ceilalți să vorbească. Balanță. Sunteți în formă și bine dispus, iar relațiile cu cei din jur decurg fără probleme. Aveți mari șanse de reușită în toate activitățile legate de cămin și în societate. Se pare că situația financiară nu vă satisface, dar vă veți redresa curând. Seara este posibil să mergeți la o petrecere unde sunteți în centrul atenției. Evitați glumele riscante. Săgetător. Inventivitatea de care dați dovadă vă poate fi de mare ajutor în afaceri. Planurile în privința unei noi investiții se vor concretiza în scurt timp și vă vor aduce beneficii substanțiale. Preocupat de afaceri, aveți tendința să neglijați problemele partenerului de viață. Săgetător. Aveți șanse de succes în activitățile comerciale și sunt favorizate investițiile pentru cămin. Un membru mai în vârstă al familiei ar putea să nu fie de acord cu ideile dumneavoastră. Vă sfătuim să evitați o discuție în contradictoriu pentru că există riscul să degenereze în ceartă. Capricorn. S-ar putea să plecați într-o călătorie în interes profesional sau de afaceri anunțată în ultimul moment. Cu toate că apar dificultăți, aveți șansă să vă descurcați foarte bine și să rezolvați toate problemele. Este posibil ca relațiile sentimentale să fie tensionate în prima parte a zilei din cauza schimbării programului. Vărsător. Sunteți plin de energie și ideile dumneavoastră sunt apreciate de anturaj. Dacă sunteți invitat într-o excursie, profitați de ocazie. Chiar dacă trebuie să cheltuiți mai mult decât aveați de gând, meritați să vă relaxați. Pești. Colaborarea cu un partener de afaceri începe să dea roade, odată cu finalizarea cu succes a unei activități importante. Relațiile sentimentale ar putea avea de suferit în partea a doua a zilei. Nu este cazul să vă îngrijorați. O rudă vă ajută să treceți cu ușurință peste acest moment. Acordați mai mult timp odihnei și activităților casnice. Acesta a fost horoscopul de astăzi. Vă doresc o zi frumoasă! Mulțumim, Denisa, pentru horoscop. Am tras așa cu urechea și am auzit că la Capricorn cei din această zodie vor pleca într-o excursie sau într-o călătorie. Am auzit bine, Claudiu? Da. Claudiu este Capricorn și cred că știu motivul pentru care va pleca pentru câteva zile într-o excursie sau într-o călătorie.
de o săptămână, nu știu dacă vrea să spun asta pe post, cred că o să mă certe puțin, dar de o săptămână are un mic vizitator, cam nepoftit așa, nu știu dacă se înțeleg prea bine Claudiu și acest vizitator. Este vorba despre un șoricel care, de când Claudiu, de miercuri, de marți, de când e, de miercuri îl vizitează în fiecare seară, în special noaptea. Noaptea este activ acest șoricel, îl ține pe Claudiu treaz, când vine dimineața, vine cu ochii mici, cu ochii umflați și îl întreb în fiecare dimineață ce are, de ce nu a dormit, că l-a deranjat șoricelul și e frică să doarmă pentru că se poate trezi cu el în pat. Și se tot întreabă de o săptămână, ne întreabă Florin, Claudiu, Florin spune să-i dai și o pernă, poate vă puneți amândoi unul lângă altul. Așa nu-ți mai fie, nu-ți mai e frică. Claudiu ne-a întrebat pe toți de săptămâna trecută cum poate să-l prindă, ce idei de capcană știm, dar o capcană care să nu-l rănească pe șoricel, doar să-l prindă și să-l dea afară, să nu-l mai... Cum? Păi, de ce? Asta nu o să le spun oamenilor, le spun totuși că tu vrei o capcană care să nu-i facă rău șoricelului. Florin i-a dat câteva idei, Claudiu a luat el alte idei de pe internet, acum să vedem pe care le va pune în practică pentru a reuși să prindă șoricelul. Hai lângă mine, să râdem amândoi, ăsta, să vorbim amândoi despre șoricelul lui Claudiu, că se chine săracul de o săptămână să-l prindă. Dar ai mai văzut Claudiu diminețile acestea? E sigur că mai e? Și eu sper, dar deși îmi place să te văd cu ochii mici dimineața, să fii așa somnoros. Apare că nu te aștepți. Da. Claudiu, dacă e mămică și ți-a făcut și niște nepoți, cum e să fii unghi? De ce nu ți-ai mă o pisică? Păi nu, câinele nu prinde șoarec. Ba da. Și câinele? Auzi, ia-ți un câine, da. Sunt prost, și câinele prinde șoarec. Nu știi, tu știi. Nu. Câinele meu nu prinde șoarece. Bă, dar vezi ce pisică e sau câine. Auzi, Florin are și a prins. Dar vezi ce ții ca să-l prindă, să nu stea la fel de leneș ca tine. Da. Vrei să citim revista presie, nu te-ai supărat, te-ai enervat. Da. Bine, gata. Nu mai vorbim despre șoare cu tot decât mâine. Dacă nu-l prinzi până mâine, iar mai vorbim despre el. Da? Avem la revista presiei ziarele Curierul și Argeșul și pe prima pagină în Curierul avem un titlu interesant: arestat chefuia la nuntă, a crezut că nu vor afla polițiștii, o să citim imediat despre ce este vorba. Și mai avem încă o știre care mi-a tras atenția: sute de copile de până în 15 ani au avortat în 2016 în zona Câmpul Lung, cam un număr cam mare și pentru vârsta lor fragedă, da. Și elevii au preferat clasele profesionale, tot pe prima pagină din Curierul, iar în prima pagină din Argeșul avem Argeșul, o casă pentru micii șahiști. O să citim imediat despre acest lucru, dar aș vrea să citim despre acest băiat domn de 32 de ani din Câmpul Lung. Imediat. Respectivul bărbat de 32 de ani din Câmpul Lung și-a făcut un renume în urbea de la Poalele Mușelului, nu datorită calităților sale, ci din cauza faptului că deseori a intrat în conflict cu legea. Individul era în arest la domiciliu după ce în 2016 a dat o spargere de 650.000 de lei la un magazin din Iași. În loc să respecte măsura potrivit căreia nu avea voie să iasă din casă fără acordul instanței, bărbatul a mers la o nuntă unde a chefuit ore bune. Petrecerea l-a dus înapoi în celulă după ce magistrații i-au înlocuit măsura cu arestul preventiv. Da. E de înțeles, nu a mai rezistat să mai stea în casă. S-a plictisit. Da. Da, și el trebuia să plictisească și atunci când a dat spargerea. Știi că dacă se plictisea atunci, acum putea să chefuiască liniștit, nu mai avea nimeni nicio problemă cu el. Mă întreb cum l-au găsit. Chiar încerc să găsesc cum l-au găsit. Și-o fi pus vreo postare undeva pe vreo rețea de socializare sau o poză, ceva, un filmuleț, nu-mi dau seama. Mai bine căutați dumneavoastră în Curierul zilei, în pagina 3 și citiți dumneavoastră despre acest caz. Interesant, adică știi că ești arestat preventiv, dar te duci să faci la o nuntă. Măcar o fi plătit un dar mare din 650.000 de lei. Poate. Și-a permis. Păi da, să zic că poate și-a permis. Da.
Da. La Petroșani au ars întreaga noapte, două gospodării sunt distruse de foc. Iadul pe pământ s-a dezlănțuit noaptea de sâmbătă spre duminică în comuna Pietroșani, acolo unde au ars două gospodării. Intervenția pompierilor a durat 7 ore, abia dimineața reușind să stingă și ultima scânteie. Membrii celor două familii, în curțile cărora focul a mistuit totul în calea sa, au avut nevoie de îngrijiri medicale, toți având atac de panică. Focul a izbucnit la un grajd, s-a extins și la alte construcții în curte, ajungând la curtea vecină, acolo unde a ars o casă cu etaj și toate anexele din curte. Au murit zeci de animale și păsări. Da, aș putea să spun, deși e păcat că au murit aceste animale, bine că nu au fost și vieți omenești victime ale acestui incendiu și este bine totuși că pompierii au reușit să stingă la timp flăcările pentru a nu se extinde și mai departe. Și tot despre un incendiu vă citesc acum. Ca să scape de rabla abandonată pe spațiul public, a incendiat mașina. O Dacia veche ars ca o torță în noaptea de sâmbătă spre duminică, fără ca pompierii să mai poată salva ceva din ea. Autoturismul era parcat în apropierea de intrarea în parcul lung Argeșului. Autovehiculul nu era funcțional, fiind abandonat în zonă de aproape un an. Se bănuiește că cineva i-a dat foc pentru a scăpa de rabla abandonată în zonă, mai ales că pompierii au ajuns la concluzia că focul a fost pus cu intenție. Foarte interesant. Chiar sunt curios cine a făcut acest gest. Cred că primăria nu a făcut gestul acesta, pentru că dacă ar fi fost primăria, ar fi ridicat așa cum trebuia, ținând cont că este nefuncțională de un an și a fost abandonată probabil și pe un loc de parcare. Cineva a avut totuși această nebunie, această criză de a incendia mașina. Rămâne de văzut să aflăm cine a făcut acest gest și să vedem dacă vor mai fi astfel de gesturi, pentru că mai sunt mașini parcate, mai mult abandonate, de fapt, pe locurile noastre de parcare și știm bine că avem o problemă cu aceste locuri în municipiul Pitești, pentru că a crescut numărul mașinilor și de multe ori găsim chiar și dubițe, găsim camionete care ocupă chiar două locuri de parcare și sunt acolo abandonate și nimeni nu le bagă în seamă. Uite, asta trebuie să le spunem oamenilor. Citești tu? Instalațiile de termoficare. Se umplu instalațiile de termoficare, da. Se anunță că în perioada 18-20 septembrie va proceda la umplerea instalațiilor cu agent termic pentru încălzire, astfel încât să fie făcute probele necesare pentru sezonul rece. Conducerea societății atrage atenția cetățenilor, sunt branșate în acest moment la termoficare 21.000 de apartamente numai în Pitești. Se ia măsuri pentru a avea instalațiile închise și, dacă e nevoie, reparate, pentru a preveni producerea de inundații. De asemenea, societatea reamintește că debranșarea este interzisă în perioada sezonului rece. Pe de altă parte, va atrage atenția că asociațiile și cetățenii să își plătească datoriile, deoarece este posibil ca datornicii să nu mai beneficieze în această iarnă de apă caldă. Da, este vorba despre societatea Termocalor. Ei vor face aceste verificări ca să știți să nu aveți teamă dacă vă caută cineva pentru a face astfel de controle, până la urmă controle normale care trebuie făcute înainte de sezonul rece. Haideți să vă citesc și despre elevi care au preferat clasele profesionale pentru că învață o meserie și primesc bursă. Foarte bine au făcut. Învățământul profesional a redevenit atractiv pentru elevii argeșeni. În acest an școlar, peste 500 de elevi învață în clase profesionale din cadrul liceelor sau colegiilor tehnologice. Inspectorul general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Argeș, Mihaela Creștean, le-a spus colegilor de la Curierul că s-au ocupat toate clasele profesionale, acest lucru fiind constant în ultimii 3 ani în județul nostru. Elevii sunt motivați să se înscrie în învățământul profesional, unde sunt pregătiți pentru o anumită meserie și primesc pe deasupra și o bursă de 200 de lei pe lună din partea statului. Mai mult decât atât, între liceele tehnologice care au clase profesionale și anumite societăți comerciale, sunt încheiate parteneriate care duc la suplimentarea burselor pentru elevii care își pot găsi rapid un loc de muncă după încheierea celor 3 ani de învățământ. Tinerii primesc o calificare, un atestat și pot urma apoi liceul la seral pentru a-și definitiva studiile. Meserile pentru care sunt pregătiți elevii sunt diverse, de la mecanic auto, tinichigiu și vopsitor, electrician, tâmplar, sudor, instalator și până la confecționer de produse, textile și frizer. O alegere bună a elevilor, pentru că unele dintre aceste meserii chiar sunt foarte căutate și sunt bine plătite în anumite
în anumite, la anumite, la anumite agenții economici. Chiar asta de vorbă știți și noi în prima zi a matinalului, în prima zi de școală cu doamna Mihaela Crișan și ne-a spus că sunt salarii atractive în aceste domenii și chiar sunt căutate joburi, așa că este bine că elevii s-au îndreptat către aceste licee, că au de învățat până la urmă pentru viitor. Nu trebuie să fim toți avocați, doctori și mai știu ce, mai avem nevoie și de astfel de oameni pe care au respect nostru, bineînțeles, adică fără ei nu ar exista societatea, toți suntem parte dintr-un întreg. O știre foarte interesantă pentru elevii din Argeș. Peste 40.000 de copii din Argeș vor primi lunar, începând în acest an, un borcan cu miere polifloră din producție românească. Fondurile alocate pentru derularea acestui program sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii. Programul se va derula în toate unitățile primare și gimnaziale. Până acum am avut o lege pentru distribuirea mierii în școală, dar nu a funcționat. Anul acesta însă Ministerul Agriculturii a anunțat că o va pune în aplicare, dar sub o altă formă. Fiecare copil va primi lunar câte un borcan de miere de 350 de grame. Măsura este prevăzută de un act normativ aflat deja în Parlament. Elevii primesc gratuit în prezent mere, lapte și corn în cadrul unor programe guvernamentale. Da, să sperăm că mierea va ajunge totuși la timp, nu cum ajungeau în trecut. Să sperăm. Merele și cornurile, de multe ori cornurile când ajungeau erau ca masa, adică și merele nu știu cât de proaspete mai erau, pentru că nu toate unitățile au condiții pentru a le păstra în siguranță. Oricum, ideea este bună pentru copii, mierea este bună, ne face bine, dar să fie și miere proaspătă, adică să nu fie miere de acum 25.000 de ani. Ideea este bună, să sperăm că va fi pusă și în practică și elevii să mănânce pe lângă acel corn. Miere, nu știu, ți mai dă lapte? Știi ceva, Florin? Tu da. Știi ceva? Da. Lapte, mere și corn. Asta primesc elevii. Știu că pe vremea mea, da, primeam lapte, biscuiți, dar cornurile, când veneau cornurile, erau, adică masa uneori e moale. Trebuie să știți, cornurile mai mult le foloseam să ne lovim cu ele. Da. Nu știu dacă e bine să spunem asta, dar asta făceam când eram și noi tinerei și elevi. Și vă spuneam la început de sute de copile care au avortat copile până în 15 ani. Absolut șocant cazul. Sarcinile la tinerele care nu au plinit încă 18 ani și care sunt practic niște copii ce au la rândul lor copii continuă să fie o problemă socială pentru care autoritățile din sănătate încă mai caută răspunsuri. În lipsa unei educații sexuale adecvate, foarte multe dintre adolescentele din ziua de azi care se trezesc peste noapte gravide optează pentru întreruperea sarcinii, fapt care le scutește de a fi mame la o vârstă fragedă, dar care atrage după sine alte complicații de natură psihologică. Statisticile arată că în 2016, în zona Câmpul Lung, 148 de adolescente, majoritatea de etnie romă, au rămas însărcinate și au recurs la avorturi înainte de împlinirea vârstei de 15 ani. În aceeași situație s-au aflat alte peste 300 de tinere cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani. Da, știu că era cândva în discuție ca în școală să se predea cursuri. Ține foarte mult de educație. Să se predea cursuri pentru a le înștiința, pentru a le educa pe aceste tinere cu privire la protecție, cu privire la aceste lucruri, pentru a nu se ajunge în această situație. Și vedem părinții că sunt de vină foarte mult în situații de genul acesta, nu doar școala. Asta clar, prima educație o primim din partea părinților și de acolo trebuie să fim mamele informați. Pot sta de vorbă cu fiicele lor, să le explice. Dar uite, vezi că aceste copile, din păcate, nu au avut parte de educația pe care ar fi trebuit să o primească. S-a întâmplat ce s-a întâmplat și probabil în viitor vor ajunge să aibă copii și pe care îi vor abandona. Va fi un cerc așa. Ele neștiind, neînvățând acum când erau tinere, nu vor ști nici când vor avea copil, când vor fi la maturitate, să le explice celor mici cum stă situația. De aceea, cred că tot la școală putem învăța cel mai bine să vină un profesionist, un expert, care să ne spună exact despre ce este vorba, ca să nu mai fie probleme. Da. Iată că putem face sport gratis în Luncă. Reprezentanții Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești anunță că accesul la terenurile de mini-fotbal din Parcul Luncă Argeșului este gratuit. Programările se pot face la societatea responsabilă cu asigurarea pazii, iar cabina se află lângă aceste terenuri.
Reamintim că terenurile de mini-fotbal din Parcul Lunca Argeșului au fost reabilitate de curând, după ce au fost afectate de inundațiile din ultimii ani. Așa că astăzi tot avem vreme frumoasă, vă puteți duce la mișcare, intrarea liberă, liberă, parcă așa am auzit. Da. Așa că nu aveți de ce să mai pierdeți timpul. Am văzut la mine o știre interesantă, dar am văzut și, și la colegii de la Ziarul Argeșul cu dozele de vaccin RoR în august. Vă citesc eu foarte scurt despre seria de bilete de tratamente, pentru că apoi să vă zic că și Denisa două vorbe despre acest subiect. Casa Județeană de Pensii Argeș a afișat repartiția biletelor de tratament balnear pentru seria 14, datele de plecare fiind în perioada 28 septembrie-1 octombrie anul curent. Lista poate fi consultată și pe site-ul instituției cgparges.ro, așa că pensionari trebuie să verificați, să vedeți dacă vă aflați pe aceste liste pentru a vă putea lua biletul de tratament în această perioadă. Denisa, citește-ne repede, mai avem un minut și vreau să le spunem oamenilor despre copiii vaccinați. În luna august, peste 3370 de copii din județul Argeș care nu fuseseră imunizați au primit vaccinul împotriva rubeolei, oreionului și rujeolei, ne informează Direcția de Sănătate Publică Argeș. În același interval, 1400 de părinți au refuzat vaccinul RoR, iar aproape 880 de micuți au avut contraindicație temporară pentru administrarea produsului. Bilanțul de campanie pro-vaccinare în Argeș arată și că în 55 de cazuri vaccinarea RoR a fost interzisă de medic. Pe de altă parte, mai bine de 2000 de minori nu au fost înțepați din cauza că nici ei, nici reprezentanții lor legali nu au fost găsiți acasă. Pentru campania de vaccinare au fost catagrafiați de medici de familie peste 7770 de copii cu vârste cuprinse între 9 luni și 9 ani. Da, este bine că au fost vaccinați acești copii, mai ales că am avut probleme cu vaccinurile. Și pentru că Denisa v-a spus despre vaccinuri și despre sănătate, din nou vă prezentăm un material al prietenilor noștri legat despre cum să fim sănătoși, despre importanța sănătății. Vă lăsăm să vedeți materialul, apoi după o scurtă pauză revenim la matinal în a doua parte a emisiunii. O specialitate medicală care se ocupă cu prevenția, diagnosticul și tratamentul afecțiunilor sistemului digestiv, respectiv afecțiuni gastrointestinale, hepatice, biliare, pancreatice. Pacienții care se prezintă la cabinetul de gastroenterologie prezintă simptome variate, de exemplu dureri abdominale, greață, vărsături, balonare, tulburări de tranzit. Unele simptome pot fi chiar mai severe, de exemplu vărsătură cu sânge sau sânge în materii fecale, dificultăți sau durere la înghițire, așa numită disfagie, sau scădere în greutate. Pentru creșterea acurateții diagnostice și evaluarea stadiului de boală, consultul gastroenterologic se completează cu investigații imagistice, de exemplu ecografia abdominală și investigații endoscopice digestive, endoscopia digestivă superioară și colonoscopia totală. Cabinetul de gastroenterologie din clinica Dr. Luca deține aparatură de ultimă generație, respectiv un ecograf performant și o linie de endoscopie Olympus, cea mai nouă și modernă linie de endoscopie din județ. Este vorba despre un aparat de înaltă performanță, înaltă definiție și rezoluție, un tub flexibil endoscopic foarte subțire, un tub colonoscopic cu rigiditate progresivă, cu care se pot efectua atât investigații diagnostice, cât și terapeutice. Câteva cuvinte despre endoscopia digestivă superioară și colonoscopia totală sunt investigații semi-invazive care investigează tubul digestiv superior, respectiv esofag, stomac și o mică porțiune de intestin subțire și tubul digestiv inferior, de fapt colonul, intestinul gros. În cadrul cabinetului de gastroenterologie din Centrul Medical Dr. Luca se pot efectua consultații
pentru hepatite cronice, ciroze, afecțiuni biliare, de genul litiază biliară și colecistite cronice, pancreatite, constipație cronică și sindrom de intestin iritabil. Sper că acestea să fie argumente suficient de convingătoare pentru a vă adresa Centrului Medical Dr. Luca Pitești. Viața e frumoasă. Dar stai, dacă se întâmplă ceva la care nu te-ai gândit, acasă, un incendiu, la muncă, cu afacerea ta. Chiar și așa pot conta pe Gotair. Pe bune? Uiți de grijile tale mari sau mici, pentru că noi îți suntem alături. Cu Gotair ești mai asigurat decât crezi. Pentru clienți fericiți, un partener profesionist. Pentarom produce kituri și ambalaje din carton pentru orice dimensiune. Pentarom comercializează întreaga gamă de piese de schimb auto pentru Aro, Dacia, Raba, Tractor. Pentarom fabrică brichete din Umeguș pentru sobe, centrale termice, cuptoare, grătare. Pentarom crește și comercializează păstrăv și crap. Cu promptitudine și eficiență maximă vă așteptăm în magazinul universal Pentarom. Smeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castrarea intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Fisteți! Castrarea gratuită la adăpostul Smeura este un act de sustenabilitate. Zilnic între orele 8:30 și 15 castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356. Hei, prinde reducerile de la Carpeta și îți iei câte covoare vrei! Târgul tradițional de covoare Carpeta te așteaptă în Oșan Bradu, în perioada 22-24 septembrie, vineri, sâmbătă și duminică, orele 9:21, în showroom Carpeta Pitești, din Complex Comercial Pitești Retail Park, Oșan Bradu, cu reduceri la covoare, traverse și mochete. Carpeta. Covoare pentru fiecare! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Am revenit la matinal și în această a doua parte a emisiunii, alături de mine pe canapea se află domnul Ion Sânduloiu, șeful serviciului de salvament Argeș. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Încercăm să discutăm despre ceea ce s-a întâmplat la Timișoara și încercăm să le dăm oamenilor niște sfaturi, pentru că nu cred că nu ați aflat despre ce s-a întâmplat acolo, despre acea furtună, despre oamenii morți, despre multele persoane rănite, și aș vrea să ne spuneți niște sfaturi în cazul în care suntem surprinși de o astfel de furtună, chiar și în oraș, deși nu prea este în portofoliul dumneavoastră pe oraș, dar și despre munte. Nu numai că am aflat, dar am avut și noi un pusel din ăsta de vijelie la coada lacului Vidzar. Au căzut niște copaci, a fost un apel pe 112, copacii au căzut pe liniile de medie tensiune. Ce trebuie să facem? În oraș, cel mai bine, evident, este să ne adăpostim în clădiri solide cu parat răznet. Pentru că nu numai turbioanele acestea și viteza vântului pot fi o problemă, dar și de obicei apar descărcări electrice puternice, multe și puternice în astfel de situații. Și atunci, teoretic, într-un oraș ne putem, dacă vedem că se apropie un nor negru foarte compact, începe să bată vântul, are loc o scădere bruscă de temperatură și așa mai departe, chiar dacă suntem undeva într-un parc, e bine să ieșim, să nu așteptăm să înceapă. Să ieșim să fim pe lângă o clădire solidă cu parat răznet. În munte sau în zonă, în natură, e deja mult mai problematic. De ce? În primul rând, vântul foarte puternic, dacă suntem într-o zonă împădurită, poate să provoace probleme foarte mari, pentru că se vor rupe nu ramuri, ci copaci întregi. Noi avem un coleg de la Câmpul Lung Moldovenesc,
care în 96 a fost omorât de astfel de doborătură în timpul unei furtuni. Deci doborături din ăsta, furtuni de genul ăsta au mai fost. Și atunci singura soluție este să găsim o depresiune, o cavitate în care să stăm liniștiți pe bine sau poate chiar lungiți. Asta în pădure, la fel și în golul alpin, chiar dacă nu mai există acest pericol al bucăților de lemn sau alte obstacole, alte obiecte care pot fi antrenate de curentul de aer, tot o depresiune este bine să alegem, nu la baza stâncilor niciodată, chiar dacă ni se pare că suntem mai în siguranță, ci undeva în spațiu deschis într-o depresiune, pentru că acolo fulgerul va lovi mai cu o probabilitate mai mică. Fulgerul caută de obicei ridicături sau dacă ești la baza unei stânci și trăznește deasupra, să va scurge prin acea stâncă. Iarăși nu e bine să mergem, nu e bine să ne grăbim dacă aici, în natură, în zonă deschisă, pentru că dacă ne fugim către un adăpost, în spatele nostru apare așa numitul gol de potențial pe care fulgerul caută să-l umple. Explicația este una foarte simplă. Planeta, când Pământul e încărcat electrostatic, noi când mergem, în spatele nostru apare un gol al acestui câmp electrostatic, iar în natură totul încearcă să se echilibreze și atunci fulgerul acolo va lovi. Deci mie mi s-a întâmplat, spre exemplu, de două ori în viață să treacă furtuna la undeva la 200 de metri deasupra mea. Deci să fulgere, să trăznească deasupra mea la 200 de metri. Mă rog, n-are importanță, prin anii 90 și prin 2000. Ceea ce am făcut în anii 90, nu aveam aceeași experiență, probabil. Era prin 91-92, eram mai necopt. Și m-am grăbit, am avut noroc. M-am grăbit către tunelul Transfăgărășan. În a doua oară când mi s-a întâmplat, am căutat la solul depresiune și am rămas pe bine, am tras geaca peste picioare ca să îmi plouă cât mai puțin. Și atunci cred că a fost și mult mai aproape decât prima dată, pentru că, vă spun, a fost înfiorător. Dacă începi să te miști, clar că apare acel gol de potențial de care vorbeam și fulgerul, bineînțeles că va veni acolo unde îi se pare că e un dezechilibru și va încerca să-l umple. Trebuie să fim atenți când suntem pe munte. Da, iarăși foarte multe persoane își pun cortul lângă cursul păraielor. Păraiele astea se pot, mai ales în zona montană. În zona de șes nu e același pericol, poate, dar în zona montană se pot umfla imediat. Și culmea, se pot umfla și dacă nu ni se pare că e vreun pericol mare, poate să plouă în amonte și să vină masă de apă din amonte, iar la noi să fie poate chiar soare. Deci nu în albia râurilor. E bine să avem măcar 1,5 metri, 2 metri diferență de nivel față de luciul apei, just in case, pentru că se poate întâmpla să vină noaptea, să nu până pregătită. Mai ales că la munte vremea este totuși imprevizibilă. La munte vremea este imprevizibilă și încălzirea asta globală a făcut să fie vremea imprevizibilă peste tot. Deci a crescut energia în sistem și vom avea manifestări de genul ăsta mult mai dese și în zone unde nu ne-am închipuit. Vedem că se simte până la urmă și afară, pentru că nu știu de câte ori s-a întâmplat ca 15, 16, 17 septembrie să ne găsească cu 35 de grade. Da, exact. Nu mi-aduc aminte când am avut astfel de temperaturi. Da, nici măcar eu nu mi-aduc aminte, care sunt mai vechi pe planeta și asta. Se simte, mai ales vedem la partea de vest a fost ce a fost. Noi am avut în partea de sud aproape caniculă la jumătatea lui septembrie. Da, cu cât atmosfera globală e mai caldă, cu atât are energie mai multă și cu cât are energie mai multă, cu atât manifestările sunt mai rapide și mai violente. Dacă vreți, puteți să faceți aceeași paralelă cu taifunurile în Atlantic. Se întâmplă atunci când se încălzește apa. Când apa ajunge la peste 26 de grade, atunci deja se știe că încep să apară taifunurile. La fel este și cu atmosfera și, repet, vor fi
vor fi astfel de manifestări din ce în ce mai des. Deși trebuie să urmeze niște sfaturi pe care le-ați dat acum, oamenii, turiștii, ar trebui să și verifice prognoza meteo înainte de a obligatoriu pleca. Ar trebui. Face parte din bagajul informațional pe care ar trebui să-l aibă orice turist în momentul în care pleacă la munte. Și aici nu mă refer numai la turiștii de creastă, și turiștii cu cortul, pur și simplu. Ar trebui să fie... Există atâtea site-uri care îți dau o rulare a stratului noros, a precipitațiilor, pe ore. Deci poți să știi pur și simplu la lungul unui weekend. Și acum exact chiar și smartphone-urile au... Și, da. Deci nu cred că este o problemă în a te informa. Și asta, informația este cea mai importantă. Mai mult decât echipamentul. Pentru că în funcție de informațiile pe care le ai, știi ce echipament trebuie să-ți iei. Apoi iarăși văd că mai apare o problemă, am întâlnit în ultima perioadă, am avut apeluri prin 112 de curând. Turiști care ne cereau puncte de reper să vadă cam pe unde trebuie să o ia ca să ajungă, prin 0 sau bă, scuze, nu prin 112, să poată întoarce la locul de plecare, deci după ce își făcuseră excursia. Și evident că nu aveau lanterne. Replica întotdeauna este pe am la telefon. O lanternă e o lanternă, telefonul e telefon. Telefonul de obicei după o zi de drumeție mai are 25-30% energie. Din păcate, smartphone-urile își consumă bateria foarte repede, mai ales în zone cu semnal precar. Și credeți-mă că dacă dai drumul la lanternă, te ține cât te ține? 3 sferturi de oră? Și nu, oricum nu are puterea pe de când, a... Da, normal. Păcând o lanternă, am spus-o și o repet, de zeci de ani au apărut lanternele pe LED-uri, care sunt foarte mici, ieftine și a căror baterie ține peste 100 de ore. E incredibil. Și așa ceva poate fi purtat în buzunare cât mai mare un pic decât o brichetă. Cunosc o astfel de persoană care umblă tot timpul cu lanterna. Lanterna este vorba de colegul nostru Claudiu, tot timpul are lanterna, o are în rucsac, mereu îl întreb ce faci cu lanterna, lasă să fie acolo când o să am nevoie. Tot timpul... Da, fiind tehnician, poate că mai are nevoie să mă uite în câte un calculator și atunci când nu vezi, dar o lanternă, mai ales că sunt miniaturizate în ziua de astăzi, e clar că este esențială pe munte. Noi avem câte două. Avem de rezervă, pentru că una se poate strica, puțin probabil să o lase bateriile, pentru că am spus, repetă, durează peste 100 de ore, dar se poate strica sau poate dai de un grup de turiști unde unul are lanternă și șase n-au, mi s-a întâmplat. S-au bazat toți pe lanterna unuia, ceea ce e o mare copilărie, ca să ne spun altfel, pentru că atunci când e întuneric nu pot să meargă 6-7 oameni cu o singură lanternă. În niciun fel, nici dacă merge primul, nici dacă merge ultimul, nici dacă se apucă să le lumineze, pentru că unghiul din care vine lumina atunci când îți luminează altul nu este cel de care ai tu nevoie să vezi să pășești. Atunci te poți împiedica, îți rupi picioarele, mâinile și așa mai departe. Tot ați deschis subiectul despre lanterna care nu trebuie să lipsească din echipamentul unui turist. Aș vrea să mă întreb, ce trebuie să conțină acest echipament? Obligatorile, care sunt lucrurile obligatorii, necesare atunci când se pleacă într-o drumeție montană? Păi, discuția e lungă. Haideți să vorbim de excursiile de o zi. O zi, da. Excursiile plec dimineața și mă întorc seara. În primul rând, trebuie să avem încălțări bune, pentru că picioarele sunt cele care ne poartă. Încălțări cu talpă aderentă, de preferat cu carumb peste gleznă, pentru că în ultima perioadă au apărut acești pantofi de trekking, care sunt buni, dar nu sunt buni, pentru că pe o potecă accidentată glezna poate fi sucită foarte ușor. Și atunci îți trebuie o pereche de bocanci, indiferent cât de cald de afară. Există ghete de vară, ușoare, respirante și așa mai departe, cu talpă foarte aderentă. În spate trebuie să avem un rucsăcel. În rucsăcel trebuie să avem o geacă de vânt, o lanternă. Lanterna e foarte importantă, pentru că chiar și în iunie și iulie, când e mai mult zi decât noapte, se poate întâmpla să
să întârziem pe traseu, nu știu, poate nu ni se întâmplă nouă ceva, dar poate dăm de cineva care are nevoie de ajutorul nostru. Și atunci ajutându-l să ajungă la cort sau unde se întoarce, ne prinde noaptea. Trebuie să luăm în calcul astfel de situații. Ne poate prinde noaptea în urma unor situații neprevăzute. Evident, înăuntru trebuie să avem ceva pentru hidratare, în munții care nu au apă, cum ar fi Piatra Craiului. Trebuie să avem măcar batoane energizante, dacă nu, cumva și un sandwich, atenție, nu cu șuncă și ceapă. Deci ne trebuie mâncare a cărei proteină se desface ușor, e folosită de organism imediat, și asta înseamnă mai mult carbohidrați. Slănina ne va furniza energia după câteva ore de digestie. Și asta nu va face altceva decât să obosească corpul. Vă dați seama că anterior trebuie să te fii informat, să știi ce traseu faci, cât timp ai de mers. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ai o hartă. Harta cu traseul pe care îl urmezi. Sunt foarte mulți turiști care merg după ureche. Și din nou, hartă fizică, nu hartă după telefon. Hartă fizică, nu hartă după GPS-ul sau telefonul, sunt alte chestii. GPS-ul e foarte fain pentru că îți arată cu precizie zona, dar nu poți să ai o privire de ansamblu. E foarte greu să ai o privire de ansamblu mergând cu degetul sau folosind rocker button. Păcând pe harta de hârtie, e clar că poți vedea tot parcursul și poți vedea împrejurimile, îți poți gândi. Asta îți folosește nu numai la orientare, dar și la cunoașterea zonei, pentru că atunci când te duci, poate îți doresc să știi ce vor fi în stânga, ce vor fi în dreapta. Din păcate, am avut și avem foarte multe cazuri cu turiști care vor să ajungă pe Moldoveanu, spre exemplu, după ureche. Adică au zis că merg pe vale, după aia urcă spre dreapta, după aia la stânga, dreapta și stânga, atenție, nu nord, nu sud, nu hartă, nu nimic. Exact ca în oraș. Pe Brătianu, după IPJ, o iei la dreapta și cobori la piață, e pe stânga. Cam așa. Ori vă dați seama că astfel de persoane sunt victime potențiale. Nu întâmplător, aceleași persoane sunt în Adidas, de obicei. Am văzut, sunt foarte mulți oameni, da, în Adidas și în tricouri, în pantaloni scurți, care și pe mulți am văzut făcând traseul de pe Valea lui Stan. Foarte mulți am văzut în tricouri. Da, traseul din Valea lui Stan ar fi bine să fie bocanc. Teoretic poate fi făcut și cu Adidas, dar e mult mai bine să ai bocanc, pentru că dacă e un pic de umezeală pe stâncă, sunt acele pasaje care cu trepte, unde poate să fie foarte alunecos. Și dacă scapă piciorul între pietrele și corpul suce într-o parte, fractura e gata. Vreau să vă întreb de fapt și despre, să fac o comparație între Salvamont și Salvamar. De multe ori la mare vedem știri în care Salvamarii declară că pe cei care au salvat, la rândul lor au declarat că nu aveau nevoie de vestă, nu aveau nevoie de sfaturile Salvamarilor, da, pentru că știau de ei să noate, se pricep să noate. Tocmai, deci asta intră în profilul tipic al victimei potențiale. Lasă că știu eu traseul, eu sunt, nevoie... Da, autosuficienții, cei care sunt plini de ei, sunt cei care de obicei sunt loviți de soartă și de multe ori și pe munte ca și pe mare, și muntele și marea lovesc la fel de puternic. Și nu iartă când este vorba de ceva? Da, e mai bine să nu ajungi în situația în care să te ierte muntele, pentru că nu se știe. Și mai vorbim despre o altă categorie, tot la fel de interesantă, tot la fel de deșteaptă. Sunt acei indivizi, ca să nu-i jignesc dimineața la televizor, care din nebunia lor cu creierul mic, aleg să rupă indicatoarele montane, care ajută să știți că acele indicatoare nu sunt puse acolo doar pentru a-ți indica, nu știu, că la dreapta avem nu știu ce vârf, că mai sunt 500 de metri până la nu știu ce potecă. Nu, sunt ca să salveze vieți. Și acești oameni care staci în spate cu ciment, cu toate materialele pentru a le monta, care acel fier, acel material din care stâlpul, e făcut indicatorul, stâlpul, și acești indivizi aleg să le rupă din diverse motive. Chiar săptămâna asta am avut și în Făgăraș, în zona Cotei 2000 și în Piatra Craiului,
În zona Voina și în abruptul vestic al Pietrei Craiului am avut câteva acțiuni de refacere a traseelor turistice, a marcajelor, pentru că, nu știu, eu chiar nu-mi închipui, n-am reușit să găsesc pe cineva să-l prind asupra faptului și să-l întreb ce are în cap, deci de ce face ceea ce face. Găsim stâlpi, bine, sunt mulți stâlpi pe care noi mai găsim, pur și simplu. Adică sunt luați probabil să îi pună în gard. Aici mai au un rol și ciobanii. Ciobanii sunt un factor destructiv al traseului turistic, un factor major. Dar am avut cazuri, ciobanul nu vine cu ATV-ul să tragă stâlpul. Deci acolo era stâlp, am avut trei stâlpi trași cu ATV-ul, pur și simplu. Și lăsat jos, nu știu care a fost, ori urmau să vină să-i ia, ori n-am idee. Ori pentru pura lor plăcere pentru prostească. Pura plăcere, dar distruge. Probabil că e aceeași categorie de oameni care în parcuri, noaptea, când se simt în siguranță, încep să ia la picioare coșurile de gunoi să le spargă. Sau aceeași indivizi. Din păcate, asta nu înseamnă decât, deci în loc să... Am putea, la urma urmei, să deschidem trasee noi, să... Trebuie să le îngrijim pe astea. Să le îngrijim în condițiile în care nu ar avea nevoie de îngrijire, pentru că ne facem marcaje de... ele sunt puse la punct, dar... Vă dați seama că o situație de genul ăsta poate să ducă la o altă situație cu potențial de risc fatal. Să pot rătăci oameni pe vreme rea, pentru că nu au dat acele marcaje și pot să moară. Deci asta e cea mai gravă consecință a unei prostii. Bine spus, prostii, pentru că nu... Da, nu, mă abțin foarte mult. Nu găsesc un termen pentru a-l asocia cu aceste persoane care nu știu dacă din plăcere, nu-mi dau seama de ce aleg să fac aceste gesturi. Nici noi nu ne dăm seama. Seama mai ales că nu, îți trebuie un creier puțin mai mare decât al unei găini ca să-ți dai seama că acolo a fost nevoie de un efort. Stâlpul ăla e călat în spate, eu prefer să cal stâlpul decât să cal cimentul. Chiar dacă e mai ciudat cu stâlpul pentru că ai balansul altfel și așa mai departe. Dar nouă chiar ne face plăcere, avem un sentiment bun după ce... reușim să amplasăm unde ni s-a părut nouă că poate ar fi nevoie de un stâlp suplimentar. E bine, există oameni care au sentimente contrare, adică materia și antimateria, vă dați seama. Noi punem, alții să simt la fel de bine sau poate mult mai bine, scoțând, furând, rupând. Sancțiuni sunt pentru astfel de persoane dacă sunt prinse? Pentru că și aici este o problemă. Nici nu știu. Poliția zice că jandarmeria zice că poliția, deci noi deja am renunțat să mai chemăm pe cineva pentru că nu... Că și aici este o problemă, și dacă îl prinde, nu știm ce să facem. Adică l-am prins, îl vedem când distruge indicatorul... Da, se pare că singura șansă ar fi să-l prindă în flagrant. Dar dacă îl prindeți dumneavoastră, Salvamont? Nu avem cum să-l prindem, pentru că noi nu avem dreptul să reținem persoane. Noi suntem... Da, să zic, îl vedeți în fața dumneavoastră? Da, putem să-l filmăm și să anunțăm în timpul ăsta să sunăm la 112. Și dacă e prins în flagrant sau dacă probele filmate sunt suficiente, ar trebui să plătească, probabil. Până acum n-am reușit să prindem vreunul. Și, din păcate, evenimentele sunt cam dese, cam tot cărați materialele înapoi. Sunt multe, vă spun sincer că ultima săptămână chiar am cărat destul de multe materiale și s-a muncit. Mai ales în weekend au muncit băieții de la Câmpul Lung. Asta vreau să vă spun, masiv. Că acum o lună am avut un subiect de la Câmpul Lung cu acești indivizi care au rupt poate un indicator și ne-au arătat imagini, ne-au arătat poze, cumcară saci de ciment, cumcară materiale, cumcară stârpi și... Da, ne gândim că noi obosim cărând un rucsac în care avem, nu știu, o lanternă, un sandwich și o apă. Nu vreau să mă gândesc cum este să cari un sac din ăla de ciment de câteva kilograme bune, să mai ai și echipamentul. Nu luăm chiar tot sacul, împărțim în fiecare câte 10-15 kg ca să putem să le cărăm omenește, nu? Și totuși efortul este. Când suntem tineri mai facem pe rui și luăm câte un sac între că după aia nu mai vine minte la cap și ne dăm seama că e bine să... Dar stâlpul n-ai cum să-l împarți. Deci stâlpul, cât are el 18, 15, 18, 20 de kilograme,
ăla trebuie să-l, să-l iei și iarăși la stâlp trebuie să mergi oarecum solitar, pentru că cea mică întoarcere înseamnă să-i cosești pe toți de jur împrejur. Și la balans, la, la ritmul de mers, afectează. Până, poate până la urmă vor da seama că este bine să lăsăm, că salvează o viață, nu a fost pus acolo pentru frumusețea peisajului, dar pune un stâlp. Eu așa sper, sper ca până la urmă să reușim să ne civilizăm, să nu demonstrăm în permanență că noi suntem un fel de pari ai Europei. Și tot despre civilizație vreau să vorbim pe final, pentru că mai avem cam un minut și jumătate, despre acei turiști care solicită sprijinul salvamontului la orice chichiță. Ați avut un caz cu o doamnă care a solicitat salvamontul pentru o simplă bășică în talpă, ca să-i spunem pe românești. Da, doamna respectivă, nici nu știu, iarăși nu știu ce să mai spun, a sunat spunând că ar o întorsă. Poate că dacă ne spunea, cel mai bine ar fi să ne spună din prima că are bășici și nu mai poate să mai meargă. Și atunci îmi vedea cineva, îi îngrijea bășicile, nu deplasam 8 oameni. Au plecat 8 salvamontiști ca să o care la vale. Bine, doamna respectivă a spus, eu de aici nu mă mai mișc, pe mine mă cărați cu targa. Deci, o atitudine... e clar că planul a fost să cheme prin 112 salvamontul, să ne păcălească, ca să fie cărătă cu targa. Dar ideea este că mai avea undeva la vreo 40 de minute de mers până la mașină. Deci, a fi fost plăcerea domnei să fie fost, plimbată de salvamontiști cu targa, da, să se simtă... Problema e că salvamontiștilor nu știu dacă le-a făcut foarte multă plăcere. Cu siguranță nu. Pentru că era a treia acțiune pe ziua respectivă. A fost o zi destul de grea și mă gândeam că dacă mai apare o acțiune în cursul nopții, probabil că trebuiască să dislocăm de acasă oameni, pentru că deja erau obosiți. Domnule Sânduroiu, din păcate acesta a fost timpul. Vă mai așteptăm la matinal, pentru că avem ce să vorbim, să sperăm că vorbim și de bine. Revin cu în următoarea ediție. Denisa, nu mai avem timp de vreme. Le spun eu oamenilor că vremea este frumoasă astăzi, ultima zi cu vreme frumoasă. Mulțumim, Florării, altceva. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine la 7. La revedere.